Salut, prieten, bun găsit, oameni buni, la o nouă ediție specială de promovare, de dezbatere electorală, stimați prieteni, Riposta, numai aici la Coruna TV. Riposta, într-adevăr și dreptate, vă spun și în această seară, Marius Dimitache, alături de colegii mei din Regia Tehnică. Am alături de mine, în această seară, trei dintre candidații la funcția de primar al orașului Pucioasa, telespectatorii. Sunt și trei lideri de partide la nivelul orașului Pucioasa. Dați-mi voie să vi prezint. În primul rând este prezent primarul orașului Pucioasa, președinte PNL Pucioasa și candidatul Partidului Național Liberal la funcția de primar al orașului Pucioasa, domnul Dănuț Vădău. Bună seara, bine ați venit, domnule primar. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Lângă domnia sa este prezent și domnul Constantin Ana. Domnia sa este consilier județean PSD, dar este și președintele Partidului Social Democrat la nivelul orașului Pucioasa și candidatul PSD la funcția de primar al orașului Pucioasa. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! Eu vă mulțumesc pentru invitație. Astăzi e o zi mare pentru noi toți românii, cu triplă însemnătate. Sunt sigur că va fi o zi mare și pentru locuitorii orașului Pucioasa. Va fi o zi mare și pentru locuitorii orașului Pucioasa și, nu în ultimul rând, este prezent și președintele UNPR Pucioasa, candidatul UNPR-ului la funcția de primar al orașului Pucioasa, domnul Emil Preșa. Bună seara, bine ați venit! Bună seara și vă mulțumesc pentru invitație. Facem precizarea de la bun început, stimați invitații. Am rugămintea către dumneavoastră să păstrați un ton civilizat, fără atacuri la persoane, o dezbatere electorală bazată pe bun simț, reciproc și mai ales pe fair play, pentru că asta este și dorința noastră și suntem convins că este și dorința electoratului și a telespectatorilor care ne urmăresc să înțeleagă ceva și să voteze în cunoștință de cauză la alegeri locale pe data de 5 iunie, stimați prieteni. Am structurat emisiunea astfel încât să aveți la dispoziție fiecare timp egal pentru a vă exprima punctele de vedere. În primul rând, întrebările sunt valabile pentru fiecare dintre dumneavoastră. Începem cu dumneavoastră, domnule primar. Dacă sunteți atent, vă rog, domnule primar, dacă sunteți atent, în opinia noastră, care ar fi problemele majore cu care se confruntă comunitatea locuitorii orașului Pucioasa și ce soluții aveți dumneavoastră în vedere pentru a rezolva aceste probleme, soluții pe care intenționați să le adoptați pentru a rezolva aceste probleme? Vă rog. Da, întrebarea dumneavoastră este de discutat probabil câteva ore. Mă gândeam că structurați întrebările de o manieră mai scurtă. Asta ar însemna să acaparezi probabil timpul alocat și celorlalți colegi de platou aici. Problemele orașului Pucioasa sunt complexe, sunt diverse, având în vedere faptul că este o localitate care pune probleme într-o bună măsură pentru faptul că ani de zile în orașul Pucioasa nu s-a realizat o serie întreagă de obiective, de investiții necesare. După 1991, nu știu dacă s-a turnat câteva sute de metri de covor asfaltic. Problemele, v-am spus, sunt pe fiecare palier în parte și ele necesită o abordare foarte, foarte aplicată. Dacă stăm doar să enumărăm aceste probleme, eu pot să vă spun într-o anumită măsură pentru fiecare în parte câte ceva. Sigur, pentru rezolvarea acestor probleme este necesar ca să găsim cele mai bune soluții, cele mai bune posibilități de abordare a acestora, având în vedere că principala problematică este sursa de finanțare. Nu ai sursă de finanțare, e foarte greu să și realizezi ceva în acest sens. Sigur, luat pe ansamblu, ne putem raporta în primul rând la infrastructura stradală, unde, într-adevăr, într-o mare măsură am rezolvat această problemă, în sensul că ceea ce înseamnă sistemul de alimentare cu apă și canalizare în orașul Pucioasa este realizat într-o proporție cu
covârșitoare de 90%, 90 ceva la sută, urmând ca pe proiectele de dezvoltare viitoare, prin masterplanul județean, să fie rezolvate și aceste probleme, acolo unde încă nu s-a putut, din motive obiective sau, spune uneori, și subiective, să fie rezolvate, având în vedere că ceea ce înseamnă acest sistem de alimentare cu apă și canalizare a fost delegat Asociației de Dezvoltare Intercomunitare și de această abordare se ocupă în principal compania de apă, care nu a luat în vedere, de exemplu, Pucioasa Sat pe programul post-mediu anterior, nu a luat în considerare rezolvarea a ceea ce înseamnă alimentarea cu apă și canalizarea din Pucioasa Sat, cu toate că era prevăzut în master planul județean și ne așteptam și la o finanțare. Mai mult de atât, având în vedere și faptul că pe acest program au existat economii și onor conducerii județene, aceste economii au fost dirijate către alte localități și nu către orașul Pucioasa și Fieni, care putea beneficia de acest aspect. Trecând la o altă abordare, sigur că da, ceea ce înseamnă infrastructura stradală, trama stradală, aici avem mari probleme, în sensul că drumul național 71, care străbate orașul Pucioasa pe circa 7 km, deci pe toată zona centrală, de la un capăt la altul, este în proprietatea statului și în administrarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale. Și după cum bine se știe, acest drum nu numai Pucioasa este plin de gropi sau de probleme, ci tot ceea ce înseamnă cel puțin de la Târgoviște până la Sinaia. Sigur, iarăși aici o problemă. În 2008, când am preluat eu funcția de primar în orașul Pucioasa, am semnat avizul de modernizare a acestui tronson de drum. Știu că se câștigase și licitația, dar se pare că la schimbarea de guvernare, că așa se întâmplă, orice schimbare nu se mai preia și de multe ori obiectivele pe care le abordase cealaltă conducere. Deci, odată cu schimbarea guvernării, nu s-a finanțat acest tronson de drum. Acum se regăsește într-un studiu de fezabilitate și de expropriere publică și privată. O chestiune la care noi am ținut foarte mult a fost aceea că nu am dat avizul de construire, de modernizare a acestui drum, fără abordarea și a trotuarelor și a zonelor verzi, alineamentelor verzi de pe acest drum, pentru că proprietatea drumului național cuprinde inclusiv trotuarele, de aceea nu am reușit aproape deloc să rezolvăm problema trotuarelor, mai ales pe zona centrală. E regulă, aceeași întrebare este și pentru domnul Constantin Ana, candidatul Partidului Social Democrat la funcția de primar orașului. Numai că vreau să vă spun, asta e o... Deci se poate discuta foarte mult. Eu nu am epuizat, să zic așa, problemele orașului Pucioasa doar prin aceste două chestiuni. Vă rog, chestiuni. Domnule Constantin Ana. Haideți să începem în primul rând cu ceea ce a punctat domnul Bădău. Vreau să vă spun următoarele lucruri. Din punctul meu de vedere și numai al meu, cred că vorbesc în numele tuturor cetățenilor orașului, cele mai mari probleme sunt cele legate de implementarea acestor proiecte, cel cu asfaltarea a celor 30 de kilometri, 22 sunt de fapt din câte știu eu, și reabilitarea școlii numărul 4. Problemele decurg din faptul că ambele proiecte au început prost, sunt erori mari de proiectare, sunt erori mari de implementare și după cum vedeți... Cine va da posibilitatea să știți dacă au început prost, domnul? Domnul Bădău. Deci aveți o abordare de la un organ de specialitate care poate să spună acest lucru? Dumneavoastră mă lăsați să vorbesc. Nu, lăsați să vorbesc. Vă las să vorbiți, dar vorbiți și prostii. Eu vorbesc în numele cetățenilor, domnul Bădău. Eu vorbesc în numele meu ca și cetățean al orașului Pucioasa. Iar fi bine să vorbiți în numele dumneavoastră, pentru că cetățenii nu sunt cu noi aici. Domnul prima, lăsați să vorbească, nu v-am întrerupt. Circulați pe străzile pe care le-ați asfaltat în zilele în care plouă. Ați văzut că n-aveți niciun sistem de preluare a apelor pluviale? Nu vi se pare normal, nu vi se părea normal să abordați complet acest proiect?
Cum sunt șanțurile la Diaconești? Unde vă duceți și vă fotografiați împreună cu echipa dumneavoastră? Despre ce vorbim? Pentru că mi-a spus întrebare... Lăsați-mă să termin. Pentru că mi-a spus întrebare, trebuie să vă răspund. Nu v-am pus nicio întrebare. Lăsați-mă să termin. Școala 4. Avem o problemă mare. Pe lângă faptul că sunt probleme pe care le știți cu toții. Cele de eroare de executare, cu ploaie și așa mai departe înăuntru. Avem niște stricăciuni pe care nimeni nu vrea să le evidențieze și nimeni nu vrea să le inventarieze. După socoteala mea și a celor care au avut acces acolo, orașul Puceasa a pierdut 4 miliarde la momentul respectiv. Pe lângă acest fapt, avem cheltuieli neeligibile pe ambele proiecte de vreo 50 de miliarde. Banii sunt banii noștri, cetățenilor orașului Puceasa. Despre asta vorbim. Că sunt și alte probleme de rezolvat, cu siguranță sunt. O parte sunt identificate, o parte nu sunt identificate și avem timp să ne ocupăm de ele. Vă rog. Deci în ceea ce... Cred că dă domnul... Vă rog, domnul primar, foarte pe scurt. Mă rugați dumneavoastră. Foarte pe scurt, da. Deci în ceea ce privește proiectul cu privire la realizarea 22 de kilometri de drum și două poduri pe două benzi în orașul Puceasa, prin proiectul de turism, suntem într-o fază finală de terminare a lucrărilor. Sperăm că la sfârșitul lunii mai să putem să facem recepția. Orice problematici care nu au fost corect executate pe această investiție, bineînțeles că vor fi identificate împreună cu toți cei din comisie, de la ADR, de la Ministerul Dezvoltării, și se vor solicita să se rectifice așa cum este prevăzut în proiect. Că sunt situații când apa pluvială n-a putut să fie preluată de canalizare, nu neapărat este o problemă din proiect, pentru că noi am venit cu suplimentări de gaigăre pe guri de preluare a apei pluviale, e o problemă a canalizării, pentru că nu se poate ca această canalizare să preia întreaga cantitate de apă de pe stradă, mai ales că nici nu e pregătită canalizarea pentru astfel de chestiune. Dar asta se întâmplă numai în cazurile în care plouă foarte mult pe anumite persoane și în zonele cunoscute, unde probabil pe viitor se vor găsi și alte soluții de rezolvare a acestor probleme. Deci în ceea ce privește proiectul pe turism, că nu s-a făcut recepția, după ce se va face recepția, atunci putem să discutăm și de alte aspecte. Bineînțeles, nu e rău că le și cunoaște, că le văd oamenii și le și sezizează. Noi avem o inventariere a ceea ce se întâmplă pe aceste străzi și le vom pune în discuție la momentul când se va face recepția. În ceea ce privește școala numărul 4, nu știu de unde aveți dumneavoastră aceste informații, pentru că noi, în urma evaluării care s-a făcut la școala numărul 4, avem... Nu știu dacă era nevoie să dăm publicității, este o evaluare care s-a făcut pe ceea ce s-a stricat în urma neglijenței constructorului. Este 2 miliarde și 700, cred, nu mi-aduc aminte precis. Domnul Ana, am rugămintat cum să mă lăsați să termin și... Am învățat sportul ăsta la dumneavoastră, îmi cer scuze. Și vă spună și cine suportă. Dacă mă lăsați să vorbesc, o să vedeți. Deci pentru această chestiune constructorul a fost acționat în instanță și va fi un proces care se va finaliza, eu știu, atunci când instanțele se vor pronunța asupra acestui aspect. Școala numărul 4 este un proiect pe care l-am reușit cu mari probleme, într-adevăr, cu probleme deosebite, pentru că, după cum se știe, nu numai în orașul Puceasa, în general în țara aceasta constructorii au probleme. Dar se pare că justificarea este binevenită la președintele Consiliului Județean, șeful dumneavoastră, care spune, domnule, știți, n-am putut să facem din cauza constructorului, n-am putut să facem din cauza proiectantului, în schimb la ceilalți contracandidați sau adversari politici, bineînțeles că nu se pune acest lucru. Noi deocamdată vom da socoteală în fața cetățenilor și evident a organelor la abilitate să verifice aceste chestiuni. Oricum, aceste proiecte europene sunt foarte bine verificate de către ADR, de către Ministerul Dezvoltării,
și nu va trece pur și simplu, eu știu, cu vederea o anumită chestiune sau alta din ceea ce s-a întâmplat acolo. Nu l-o să fim cumva declarați eroi pentru ceea ce am făcut, pentru că sunt în țara asta și, exemplu, și în Târgoviște, proiecte nefinalizate pe fonduri europene, nu știu din ce motive, nici nu vreau să caut eu acum vreo motivație, dar la Pucioasa toate proiectele europene pe care le-am promovat din rezervă, pentru faptul că la momentul în care am intrat în primărie n-am găsit astfel de proiecte, a trebuit să le facem, le-am făcut și am primit finanțare după ce toți ceilalți au primit, pentru că acești bani pe care i-am obținut pentru proiectele respective au rămas în jocul licitației celor dinainte. Deci am reușit ca să terminăm înaintea foarte multe localități din această țară și suntem într-o situație chiar fericită. Chiar zilele trecute am avut o vizită la Ministerul Dezvoltării și ne-a confirmat faptul că suntem între puținele localități din țară care am reușit de reușită cu în ceea ce privește finalizarea proiectului cu fonduri europene. Haideți să-l ascultăm. Două secunde, vreau și eu o întrebare la replică. Știți vorba aia românească, prinde orbul, scoate ochii? Cam aia se va întâmpla până vom recupera noi banii, cei 2 miliarde și 700. Dar care era soluția dumneavoastră ca să recuperăm banii? Ați dat 560 de milioane unei firme să vă ajute în implementarea proiectului. E adevărat, 400 de milioane cheltuieli cu dirigintele de șantier. Unde au fost oamenii ăștia? Deci sunt contracte cu dirigenții de șantier, cu firmele respective, sigur, toată lumea va avea... Să vă spun un lucru. Altfel nu se poate face. Legat de DN71, știți care e principal motiv pentru care nimeni nu intervine acolo? Este proiectul domnului Bădău pe CNI. Colectorul rețelei de canalizare nu este funcțional. După alegeri va trebui să-l scoatem afară să refacem acea lucrare. Nu spune nimeni treaba asta, de-aia nici nu se face această recepție la această lucrare. 1. 2 la mână. Masterplanul pe apă și canal a primit 2 sau 3 solicitări de la directorul Sandu Oprea pentru a actualiza informațiile necesare la care nu ați dat curs. Mă mir că ați răspuns. Nu e adevărat, domnule, nu mai veniți cu postii aici. Arătați în scris, domnule. Vi l-a răscris. Deci arătați în scris unde am dat noi curs. Vi l-a răscris. Pucioasa s-a venit cu... în postul de mediu anterior, era prins... Cu pungă și de la partid. Credeam că aici la emisiunele terminați. În studiul de fezabilitate inițial, cartierul Pucioasa Sat era prins pentru canalizare. Numai intervenția domnului primar a făcut să mute un pic canalizarea dincolo de râu pe la Glodei. Da? Nu-l condam pe puteți să faceți astfel de afirmații? Asta e informația pe care am de la compania de apă. Păi aveți informații proaste, domnule, pentru că această companie de apă a transformat-o în instrument de luptă împotriva contracandidaților dumneavoastră. Deci compania de apă avea această responsabilitate vis-a-vis de tot ceea ce se întâmplă acolo. Deci țineți minte că în campania electorală, când am fost împreună la USL, la Pucioasa Sat, am rămas surprins când am constatat că mi-a spus chiar cineva, domnule, Pucioasa asta nu e prinsă. De ce n-a fost prinsă în executare? Este prinsă acum pe postul 2. De ce ați luat economiile de la Pucioasa și le-ați dus la alte localități? Nu le-am luat eu, domnule. Păi le-a luat șeful dumneavoastră. Domnul primar, haideți să-l ascultăm și pe domnul Emil Preșa, vă rog, candidatul UNPR, vă rog, domnul Preșa. Vă mulțumesc pentru că aici am venit în această ședință nu să asistăm la discuții contradictorii a celor doi contracandidați. Nu, așa dezbatere, dar trebuie să fie cât se poate de civilizat. Așa consider eu și cred că este benefică pentru toți locuitorii orașului Pucioasa. Probabil că se întreabă foarte multă lume de ce candidează Emil Pleșa la primăria orașului Pucioasa. Cetățeanul Emil Pleșa candidează pentru funcția de edil al orașului datorită faptului că este foarte nemulțumit de cum arată acest oraș. Pot spune, fără să mi se aducă la cunoștință, că nu am argumente. A involuat. Involuție care nu se datorează ultimilor 10-12 ani. Din anul 1990 până în anul de grație 2016 a involuat. Când spun că a involuat, spun că a devenit ca o localitate părăsită, ca în Valea Jiului. Culoarea blocurilor este cenușie. Și poate era cel mai performant proiect, era reabilitarea termică a blocurilor. Asta ce însemna? Era creșterea confortului locatarilor prin aplicarea programului de reabilitare termică. Există un program național privind creșterea performanțelor energiei termice, prevăzut în ordonanța de urgență a Guvernului numărul 18 din 2009.
Orașul Purcioasa beneficiază de aproximativ 113 blocuri. Făceam în așa fel încât 113 locuințe, 113 locuințe a 20 de apartamente, 240, în jur de 240 de case, să fie reabilitate. În modul acesta reușeam să ajutăm populația prin plata utilităților, mai ales în perioada de iarnă, cu sume mult diminuate, dădeam un aspect cât se poate de plăcut ochiului și erau unul dintre punctele care trebuiau să fie puse în aplicare în această perioadă. Existând legi bine definite care specificau asociația plătește 20%, statul 50%, iar consiliul, bugetul localității respective 30%. Nu s-a implementat absolut nimic în ceea ce privește acest proiect, decât și-au învelopat anumiți locatari pe bani proprii. Orașul Purcioasa nu are un comerț civilizat. Când spun comerț civilizat, spun că suntem văduviți în a avea cel puțin un supermarket. Și când spun că suntem văduviți, suntem într-adevăr condamnați să nu putem beneficia de facilitățile unui supermarket. Când spun că nu beneficiem de facilitățile acestui supermarket, spun că se putea rezolva foarte simplu. Prin organizarea de licitație publică pentru concesionare sau vânzarea unui teren, lucru care știu că într-o ședință din timpul anului 2015 s-a aprobat de către Consiliul Local. După aceea, pașii erau foarte mărunți. Foarte, foarte mărunți. În scopul construirii unui supermarket, identificam terenul. S-a licitat, venea în întâmpinarea cererii cetățenilor această chestiune foarte majoră. Nu există cetățean al orașului Purcioasa care să nu fie nemulțumit în ceea ce privește comerțul. În aceste condiții au ajuns să facă cumpărăturile din orașul Târgoviște sau, mai bine spus, și la Fieni. În al doilea rând, drumurile, exact cum au vorbit și cei doi contracandidați, într-adevăr sunt dezastroase. Și când spun că sunt dezastroase, au făcut în așa fel încât să perturbeze inclusiv turismul. Cu toate că noi beneficiem, orașul Purcioasa, de un turism balnear, tratament. Vă aduc în fața dumneavoastră aminte că începând cu conflictul apei infestate, toți cetățenii care erau la tratament în orașul Purcioasa au plecat. E regulă, trebuie să luăm un spune de publicitate, o să revenim imediat cu dezbaterea electorală, stimați prieteni, apropo de problemele care se confruntă locuitorii orașului Purcioasa, imediat după un scurt moment comercial, o să aflăm și care sunt listele de candidați pentru Consiliul Local Orășenesc Purcioasa, cum le caracterizează distinși invitați și ce șanse consideră domnilor lor că vor beneficia, vor avea la aceste alegeri locale din data de 5 iunie la nivelul orașului Purcioasa. Luăm publicitate, nu plecați nicăieri și vă mulțumim că și în această seară, oameni buni, ne primiți în casele dumneavoastră publicitate. Restaurantul Rotiv, situat la ieșirea din orașul Găiești, spre autostrada București-Pitești, este locația potrivită pentru petrecerea timpului liber și pentru organizarea evenimentelor din viața dumneavoastră. Cu o capacitate totală de 800 de locuri, restaurantul Rotiv vă pune la dispoziție 4 saloane de nuntă, salonul de lux, salonul rustic, salonul cerdac și salonul arhaic, la care se adaugă piscina și terasa în aer liber. La toate acestea se adaugă stația Peco Rotiv. Alegeți restaurantul Rotiv pentru reușita evenimentelor din viața dumneavoastră.
Siguranța ta contează. Star System Security, cu experiență de 10 ani în domeniu, pune la dispoziția dumneavoastră servicii de monitorizare și intervenție rapidă, servicii de pază, protecție și patrulare, servicii speciale de pază și însoțire, servicii speciale VIP, precum și servicii de instalare sisteme de securitate, alarme, supraveghere video și control acces. Agenții Star System Security beneficiază de cea mai bună pregătire și își îndeplinesc cu succes misiunile. Alege siguranță. Star System Security. B24 Travel vă trimite în Grecia la Hotel Costas 3 stele în stațiunea Olympic Beach la prețul de 90 de euro de persoană pentru sejur de 7 nopți. În preț este inclus transportul dus întors cu autocarul cu plecare din Ploiești și București. Olympic Beach reprezintă perla stațiunilor de pe litoralul Greciei de Nord, situată la 75 de kilometri sud de Salonic și este dominată de legendarul Munte Olimp. De-a lungul plajei se află numeroase restaurante și taverne tradiționale cu preparate gustoase, la prețuri accesibile. Hotelul Costas se află în centrul stațiunii, la o distanță de 150 de metri față de plajă. Nu pierdeți oferta Last Minute din 20 mai 2016 la prețul special de 90 de euro. Mai multe detalii găsiți pe internet la b24travel.ro și la numărul de telefon 0344 807 007. B24 Travel. Oferte de nerefuzat. SC Hiperici Farm vă stă la dispoziție cu toată gama de medicamente. Atenție! Medicamente gratuite și compensate, produse naturiste, discounturi atractive și promoții tentante, acum în toate farmaciile Hiperici, cu sediul la Balaban, Chindia, strada Tudor Vladimirescu, lângă spital și non-stop în spatele primăriei Târgoviște. Pentru produsele naturiste vă adresați la punctele de lucru din cadrul magazinului Muntenia și în noul supermarket din Micro 6. Nu uitați, cele mai bune prețuri numai la Hiperici Farm! SC Hybrid SRL vine în sprijinul agricultorilor printr-o gamă largă de produse necesare în acest domeniu. Vă așteptăm la magazinele din Târgoviște de pe calea Ploiești, numărul 19 și numărul 14, sau pe Bulevardul Independenței vis-a-vis de Piața 1 Mai, dar și la sediul din Băleni, de pe strada București-Târgoviște, numărul 309, unde este disponibilă o gamă foarte largă de produse pentru protecția plantelor, îngrășăminte, semințe profesionale de legume și flori, utilaje și moto-unelte agricole, stil și Honda. Oferim asistență și consultanță pentru toate produsele comercializate în magazine. Și nu uitați, agricultorii pricepuți vin la Hybrid. Enjoy Psychology organizează un workshop pentru elevii care se apropie de absolvirea liceului, urmând să facă un pas dificil, alegerea facultății. Obiectivele proiectului Urmează-ți visul, cum îmi formez cariera profesională, ce vreau și ce pot, sunt următoarele: informare, autocunoaștere, motivare, întărirea stimei de sine, optimizare și dezvoltare personală, urmărirea etapelor în alegerea facultății și a profesiei. Detalii la numărul de telefon 0733 372 284. Înscrie-te acum, locurile sunt limitate. Office Container, producător românesc de containere de orice tip, modulare sau monobloc, simple sau cu toate dotările incluse, realizate din materiale de calitate și cu atenție riguroasă. Cu ajutorul echipei noastre de profesioniști, montăm containere oriunde pe teritoriul României și asigurăm serviciul necesar. Oferim garanție de până la 24 de luni pentru că avem încredere în rezistența produselor noastre. Dacă nu doriți să-l achiziționați, vă dăm posibilitatea să închiriați containerul dorit la un preț avantajos. Detalii puteți obține la telefon 0754 051 552. Office Container, producător din anul 2004. Da, am revenit, oameni buni, în direct. Vă mulțumim că și în această seară ați ales columna TV. Noi continuăm dezbaterea electorală aici cu trei dintre candidații la funcția de primar al orașului Pucioasa. Comentarii după intervenția domnului Emil Preșa, candidatul UNPR-ul. Vă rog, domnule Constantin Ana, candidatul Partidului Social Democrat. Vă rog. Eu îl felicit pentru că a fost foarte natural și a atins mai multe puncte decât am reușit eu să ating. Vreau să-l întreb și pe domnul primar două lucruri legate de supermarket. Vreau să-l întreb dacă dumnealui consideră că cetățenii orașului au nevoie de un supermarket și de ce nu s-a realizat până acest moment. Și a doua întrebare, am în față strategia privind dezvoltarea durabilă a orașului Pucioasa, pe care s-au cheltuit câteva sute de milioane, vreo 500 de milioane plus TVA parcă. Și avem aici un capitol.
Domnule Oara, veniți cu cifrele exacte, nu cu parcă, dacă și cu cine să... Păi de unde să luăm, domn Bădău, când le pitiți pe toate? Nu e adevărat, sunt puse pe site, le găsiți întotdeauna. Ați site-ul după ce v-am atras eu atenția. La câte informații aveți dumneavoastră din primărie, puteți să le aflați, nu știu. Solicitațiile și le veți avea. Nu mai veniți și că asta e stilul lui Pop. El vine cu asta. E prietenul meu, domn Pop, și mă mândresc cu asta. Foarte bine. Strategie privind dezvoltarea durabilă a orașului Pucioasa 2014-2020. Ramura economică principală este turismul balnear și trei sprijinit. Cum v-ați implicat, domnul Bădău, în decembrie în problema disponibilizării angajaților de la cele două unități care reprezintă, de fapt, această stațiune balneară a orașului Pucioasa? Vă rog, nu uitați de supermarket. Deci am să încerc să comentez puțin pe ceea ce a spus domnul Pleșa. Îmi pare rău că domnul Pleșa lucrează în primărie și ar fi trebuit să știe mult mai bine, uite, decât chiar domnul Oara, ceea ce se întâmplă pe acolo, dar probabil n-a avut timpul necesar să se aplece asupra acestor lucruri. În ceea ce privește reabilitarea termică a blocurilor, oportunitatea realizării acestui lucru a apărut abia anul acesta pe programul operațional regional. Deci până acum nu a existat o finanțare pentru această reabilitare decât pentru municipii și alte localități. Pe scara blocului, să nu spun. Deci această oportunitate a apărut anul acesta, deja noi lucrăm și am și făcut o informare către toți cetățenii care locuiesc la bloc pentru a se constitui în asociații de proprietari, să facă cereri și noi în continuare să promovăm toate celelalte documentații pentru astfel de chestiuni. Deci numai anul acesta s-a putut rezolva sau se poate rezolva o parte din această chestiune. Anterior nu se putea finanța și nu aveam fondurile necesare la nivelul primăriei Pucioasa pentru astfel de chestiuni. Asta un aspect. Puteam poate să începem din 2014, nu zic, nu? Nu mai puțin. Sigur că da. Deci trei ani de zile, onor guvernărilor avute, nu am avut la dispoziție această documentație de ghiduri și ceea ce înseamnă cererea. Chiar mă uitam ieri pe site, inclusiv acest sistem electronic de depunere a cererilor nu este nici acum așezat, nu se poate lucra pe el. În ceea ce privește, deci domnul Plășa, ca să știți că abia de acum acolo se pot finanța aceste blocuri. Îmi pare bine că se implementează proiectul... Reabilitare termică. În ceea ce privește supermarketul, este iarăși o temă falsă care se aruncă asupra persoanei mele, pentru că eu nu am fost împotriva niciunui supermarket, înființării niciunui supermarket. De ce v-a dat judecată dezvoltatorul? Se cunoaște foarte bine că... fostul minimaz în orașul Pucioasa, pe care am văzut acum domnul Ana a scris că nu mai e de acord cu această amplasare în zona centrală, probabil că i-a fi spus ceva domnul Alin Nițescu, care este arhitect, chiar vreau să-i pun această întrebare domnul Nițescu, dar văd că mi-a luat-o înainte. Bun, deci minimaxul din Pucioasa nu l-am băgat în faliment, ci domnul Patriciu, Dumnezeu să-l ierte, când a făcut o gaură la bugetul statului și la furnizor și la etic alți terți, de circa 1 miliard de euro, foarte bine, o fi vândut și produse mai ieftine, căruia nu l-am creat eu nicio problemă. A funcționat foarte bine, cu toate că nu îndeplinea anumite condiții la un moment dat. Deci acest minimax se poate redeschide sau această construcție poate fi folosită ca spațiu comercial, numai care o problemă sau poate chiar și altele, dar principala este faptul că nu are asigurată parcarea, terenul de jur împrejurul minimaxului și chiar jumătate din minimax este proprietatea statului a hotelului Ceres, deci la TBRCM ESA și evident dacă vrea să facă o înțelegere cu TBRCM-ul și să aibă un contract de închiriere, nu e problema mea. Sau am înțeles că își va găsi un teren în spatele magazinului pentru a-și face o astfel de parcare. Foarte bine, când e în regulă cu aceste lucruri, poate solicita și poate funcționa. Nu neapărat trebuie să solicite nouă ca să și funcționeze. Sunt alte organe abilitate ca să facă acest lucru. În legătură cu un alt supermarket pentru care s-au depus foarte multe eforturi și presiuni asupra Consiliului Local Pucioasa de a fi
aprobat construirea lui într-o anumită zonă destul de critică. De unde a venit presiunile, domn primar? Numai ce presiune s-au exercitat? Din mai multe zone. Din zona politică, în primul rând. Domnul Ana știe foarte bine cât agitația a făcut pe acest lucru. Bun. Pentru că dar, eu preiau problemele oamenilor. Deci nu e problema politicianului să se bage în problemele de afacere ale unora sau altora. Nu, domnul, deci e chiar o problemă delicată. Nu vreau să comentez. Domnule, eu nu am spus că lumea nu solicită aceste lucruri. Foarte bine, sunt de acord cu ele și sunt solicitări. Sigur că venim în întâmpinarea lor. Am avut discuții mai multe, cu mai multe societăți comerciale care au dorit să facă magazine la Pucioasa și au venit să întrebe unde ar putea să găsească terenul potrivit. Majoritatea acestor magazine sunt magazine serioase și caută terenuri în jur de 5.000 de metri pătrați pentru a putea asigura toate utilitățile necesare desfășurării activității. Și sunt astfel de spații. La autogară zona Cuniret, la familia Tâlvan acolo unde are, la autogară, a fost autogară. Deci sunt zone. La filatură, deci... Se pot găsi și alte terenuri în orașul Pucioasa. Toată lumea vrea Buluc în centrul orașului. În legătură cu acest supermarket, pentru că există atâtea presiuni și vă spun eu că sunt și presiuni politice, probabil la un moment dat o să le discutăm, nu îndeplinește condițiile legale de amplasare. Dar vreau să vă spun un lucru. Atunci când i s-a dat aprobarea pentru PUZ în Consiliul Local, n-am fost eu împotrivă. Împotrivă au fost consilierii de la momentul acela, așa că îi luăm nominal, da? Care se regăsesc acum la domnul Ana în partid. Mădăran, domnul Mădăran, domnul Veveriță și alții care n-au fost de acord cu acest supermarket. Acum sunt de acord, domnul Ana, i-ați întrebat asta cumva, sunt candidații noastre. Deci aceste aspecte trebuie să le analizăm într-un sens larg, într-un sens corect. Deci nu eu sunt cel care fac sau nu fac aprobări. În schimb, la momentul când a fost nevoie de eliberarea autorizației, s-au constatat anumite nereguli pentru care am cerut clarificări de rezolvare a acestora. Unele dintre ele au fost rezolvate, unele nu. Cele cu privire la parcare, la parcarea pentru magazin și mai sunt și alte chestiuni acolo, un scenariu al traficului auto în zonă care o să-l rezolvăm și pe acela ca să se vadă ceea ce se întâmplă acolo. Mai mult atât am văzut că în programul de guvernare locală dumnealor solicită chiar oprirea circulației pe zona centrală, cu toate că ar trebui să știe că drumul național câte probleme am avut. Deci solicită întreruperea circulației pe drumul național și în același timp vrea un magazin în zona respectivă. Eu nu am nimic cu nimeni. Deci toți care doresc să financeze și îndeplinesc condiții legale vor avea semnătura mea atâta timp cât o sta pe acolo. Când nu, nu. Pentru că nu vreau să ajung la vreun colectiv. Atunci când primarul dă de necaz sau are probleme, nu mai întreabă nimeni, băi, de ce ai semnat la momentul ăla? Știți bine ce s-a întâmplat la București. Deci asta e cu supermarketul, îndeplinește condițiile necesare. Am înțeles că acest investitor, mult drag acestor domni, a acționat în instanță primăria pentru obținerea autorizației de construire. Foarte bine, dacă acest lucru va fi susținut de o pronunțare, de o hotărâre a instanței de judecată, sigur că ne vom supune acele hotărâri de instanță dacă îi va fi favorabilă. Domnul Pleșa, nu, că nu mi-a răspuns la ce mai... Drumurile, stați să răspundă pe toate. Domnul Pleșa îmi spune de drumuri dezastruoase. Nu, păi domnul Pleșa, drumurile dezastruoase, da? Pe 22 de kilometri de drum, nu 22, că pe unele străzi mai rea, deci sub 20 de mai puțin, domnul Pleșa. Deci pe ce până în 20 de kilometri de drum, era drum de piatră. Da. S-a asfaltat în jur de 20 de kilometri de drum de piatră și reasfaltat, s-au venit cu covor asfaltic și pe alte porțiuni. Deci 22 de kilometri de drum urban a fost realizat pe acest proiect de turism. Numai puțin. Da. Am spus că s-au realizat 30 de kilometri pe total, ca să-i spun și domnului Ana, având în vedere că au fost asfaltate și alte străzi pe mandatul meu. Deci pe alte proiecte. Canalizare. Nu mai puțin. Deci drumurile dezastruoase pentru turism, păi tocmai pe aceea am venit cu acest proiect și a fost de acord de ADR-ul, Ministerul Dezvoltării și Comisia Europeană când am solicitat aceste fonduri pentru ca să dezvoltăm zona turistică. În ceea ce domnul primar, vă rog. Vă las să vorbesc, eu te-am lăsat. Păi, dar numai dumneavoastră vorbiți. Deci v-am lăsat domnul Pleșa foarte să vorbiți integral, mai puțin
dumneavoastră, domnul primar, vă găsiți. Deci, păi da, să termină la cea, la aspectele alea care v-au confundat toată emisiunea dumneavoastră. Păi am spus la început că aceste lucruri sunt foarte generaliste. Asta nu mai este dialog. Drumurile, nu mai e dezbatere. Drumurile dezastruoase le-ați lăsat dumneavoastră, cei care ați fost pe la primărie înaintea mea și nu s-a făcut nimic. Deci, s-au făcut aceste drumuri, au rămas drumurile naționale și drumurile județene refăcute. Drumurile județene care sunt iarăși în proprietatea Consiliului Județean. Iar unele dintre ele noi am refuzat la Pucioasa să le luăm în primire pentru că nu corespundeau la recepție proiectelor care au fost făcute. Apa infestată. Da. Nu mai comentez. Apa infestată, ca să vorbim de apă. Apa infestată, apa infestată a făcut o compania de apă Târgoviște care e condusă de onor PSD. Corect. Deci a infestat-o la fie și ne-a dat un nou. Nerealizarea conductei din munte cu ceea ce privește alimentarea cu apă curată, din 1996, din 1900, stați puțin că ziceați că aveți 20 de ani de zile în politică, din 1996, Institutul de Proiectări Județean a realizat proiectul pentru aducțiunea cu apă de la 7 izvoare. Ce au făcut toate conducerile la Consiliul Județean? Că sunteți și cu un Consiliul Județean. 8 ani de zile, domn Bădă, unde ați dormit cu apa asta, nu știați că sunt probleme. Ce ați făcut 8 ani? V-ați trezit acum să faceți petiții? Nu m-am trezit eu, domnule, s-a trezit faptul că s-a constatat că apa este plină de mizerii. În orașul Pucioasa... Nu se colmatează apa? Sunteți membru în comitetul de bazin? Nu s-a colmat, domnule, nu bateți cu pomnul să stricați microfonul. Deci apa nu se colmatează, domnule, s-a colmatat barajul. Dar vreau să vă spun un lucru. Apa din baraj nu e apa infestată, nu e din cauza colmatării, ci din cauza contaminării apei cu deversările de năfieni ale companiei de apă. Inevitabil să ajungem la această problemă. Iar apa de la munte pentru alimentarea cu apă potabilă în orașul Bucioasa, așa cum am avut în vedere ca promisiune în platformele mele electorale, a fost realizată. Deci infrastructura pentru preluarea apei din zona montană este făcută până fieni și poate fi rezolvată. Păi da, dumneavoastră, lăsați-i și pe celălalt. Păi da, dumneavoastră, au ridicat problemele astea. Deci pe problema cu turismul și cereri. Marea noastră problemă, uite. Deci aici. Domnul, am dat 500 de milioane să ne lăudăm cu domnul, eu vă ascult. Deci în ceea ce privește problema care ați ridicat-o dumneavoastră cu privire la personalul medical angajat al dispariția stațiunii, al institutului, nu este adevărat, dumneavoastră, teme false pe care le aruncați cu nerușinare politicienii de doi bani. Vreau să mă încerc scuze pentru chestia asta. Dar sunt teme, sunt teme false aruncate în fața oamenilor. Pentru că această măsură, această dispoziție a fost dată de la nivel guvernamental de preluare a personalului medical de la Institutul Național pentru Balnear. Greșiți să nu spun că mințiți. S-a ajuns și aici după intervenție. Cum poți să-mi spui mie chestiunea asta? Deci asta a fost decizia luată de ani de zile. Ședință. La Pucioasa nu s-a realizat decât de anul trecut. Deci tot personalul medical... salariații în cadrul societăților... Deci tot personalul medical... E Pleșa la mișcarea sindicală. Deci, după aceea au intervenit politicul. Domnul Pleșa, ați fost acolo că v-am trimis inclusiv. Deci, personalul medical, era o decizie dată mai... Și eu aduc o să o vedeți că nu e de acum, că să vorbesc cu domnul director Lăzărescu să-mi trebuie acest aspect, am mai dovedit-o și la alții și altele. Deci, personalul medical trebuia transferat de la institut la societățile comerciale respective. Asta era toată problematica. La Pucioasa s-a încercat cumva să se, eu știu, creeze așa o stare de alertă politică, dar nerealistă. Pentru că acest lucru s-a și întâmplat. Adică personalul de medical a fost preluat în parte. Dar nu neapărat că a fost o chestiune de... Bineînțeles că s-a valorificat politic. Dar lucrul acesta s-a întâmplat la celelalte stațiuni în țară cu un an, doi înainte. Nu cu preaviz, fără discuții cu... Dar cu cetarea contractului de muncă, în sfârșit. Deci asta e o temă falsă pe care ați încercat să o valorificați politica și pe altele. La fel și cu apa și cu toate celelalte. Bun, haideți să ne apropiem de finalul emisiunii. Vă jucați câteva aprecieri. Cum caracterizați lista de candidați ai partidului pe care îl reprezentați? Să începem cu Mădăran și Veveriță. Doi dintre consilieri au fost pe lista mea. Doi oameni care eu cred. Doi oameni care au venit să susțină un proiect plictisiți de ceea ce s-a întâmplat în partea dreaptă a eșichierului. Doi oameni ce s-au opus
inițial acestui supermarket, am avut o discuție cu dânsii și am lămurit care sunt problemele și temele mele, care sunt temele dânsilor. La fel, și doamna de roșu cu care m-a atacat domnul Bădău este din oamenii vechei PNL-ului sau ai PDL-ului. Au venit lângă mine pentru că sunt supra-saturați de ceea ce se întâmplă în oraș. Domnul, o întrebare, că mi-a spus o sumedere. De ce a fost nevoie ca dumneavoastră să apelați la această strategie, ca să nu zic altfel, de a vă aduce lângă dumneavoastră toți oamenii cu o anumită notorietate în orașul Pucioasa și nu ați luptat ca bărbătește, pe persoană fizică, cum zice Evanghelie. Asta nu-i bărbătește. Știți cât am luptat să-i aduc lângă mine, domn Bădău? Sau aveți nevoie, vă faceți vreo grădină cu iepuri acolo, ceva, nu știu, dar am înțeles. Cine, dar în sfârșit e problema dumneavoastră. Nu, în glumele astea nu știu dacă le înțelege cineva, dar în fine. Este un proiect al orașului, domn Bădău, de-aia au venit toți. Că se cheamă Freddy Gâmbuță, că se cheamă Dan Sprânceană, că se cheamă foarte domnul bine, Pop, foarte bine, nu. Că se cheamă Mădăran Veveriță. N-am nimic împotrivă. Toți vor o schimbare în Pucioasa. Dar vreau să vă întreb de ce n-ați apelat bărbătește această situație. Domnul, eu sunt Costiana, am următoarele proiecte pentru orașul Pucioasa, că proiectele noastre sunt asemănătoare, problema se pune modul și sursele de finanțare pe care le avem. Și n-ai ce să faci la orașul Pucioasa dacă te anumiți. Eu spun așa, am făcut-o foarte bărbătește, dar am făcut-o cu cap. Eu nu mă pot arunca cu pieptul în luptă așa cum v-ați fi dorit dumneavoastră, sunt convins. Da? Alde nu are candidat, poate că am întrebat așa ca o curiozitate. Sigur că am și eu merit. Da? Dacă mă întrebați pe mine, aș fi vrut o luptă 1-1. Dar nu contează, e bine și situația în care ne aflăm în momentul de față. De aceea sunt oamenii și lângă mine, pentru că vor o schimbare. Motivele le vedeți mergând pe stradă în Pucioasă. Deci ALDE și PMP-ul nu au candidat datorită noastră. Nu știu dacă neapărat datorită mie, pot să spun că am avut și eu. Ați avut o contribuție. O contribuție. Jocuri politice. Așa, vă rog, echipa UNEPR-ului. Echipa numai la mine să opresc minutele. Echipa UNEPR-ului este o echipă care cuprinde numai persoane care n-au făcut politică. Deci vă rog să rețineți, numai persoane care n-au făcut politică și vor să se implice în acest proiect pe care noi vrem să-l susținem. Care proiectul dumneavoastră, domnule? Proiectul politic, domnul primar. Păi dacă nu l-ați văzut, nu vă interesează, pentru că noi suntem mici. Noi suntem mici. Care sunt persoanele, vă rog, haideți să stăm la emisiunea. Persoanele care sunt alături de mine sunt în tot spectrul social al orașului Pucioasa, începând de la farmaciști, juriști, ofițeri de carieră, atât din MAPN cât și din poliție, la pensionari de la serie INAPE, pensionari, muncitori, studenți și așa mai departe. Deci din toate categoriile absolut. Oameni care nu au mai făcut politică. Niciodată. Un singur candidat pe lista de consilieri a mai făcut parte din Consiliul Local. Domnul Dănuț Bădău, vă rog. Echipa Partidului Național Liberal, foarte pe scurt. Păi, înainte de a trece la lista Partidului Național Liberal, aș vrea să comentez o situație din lista prezentată de Partidul Social Democrat la Pucioasa. Într-adevăr, sunt poate 5-6 persoane care au fost la Partidul Național Liberal și s-au transferat pe acest proiect al domnului Iana la PSD. Și-au schimbat peste noapte ideologia. Nu chiar peste noapte, s-a și aș vrea să-i sezizez domnului Costiana un aspect cel puțin incompatibil moral. Deci are pe mai multe situații, să zic așa, pe mai multe persoane. Și am să dau exemplu doamna Roșoiu, doamna Cuța, domnul Obrejan, nu știu dacă mai sunt și alții, care au domiciliu în altă localitate. Adică locuiesc în altă localitate și nu în orașul Pulcioasa. Chestiune care, în sfârșit, dacă o discutăm pe principii de drept și asta, nu este deloc principial ceea ce se întâmplă. Unde își desfășoară activitatea? Nu e adevărat, trebuie să ai domiciliu. Locuiesc în Pulcioasa? Deci, au domiciliu pe buletin, dar locuiesc în fapt în o iau ca o incompatibilitate morală, pentru că domiciliul îndrept e o situație de fapt și se dovedește cu orice mijloc de probă și de definiția domiciliului e una foarte, foarte clară. Este acolo unde îți desfășori viața de zi cu zi. Locuința obișnuită, în sfârșit. Deci e o chestiune care mă tot întreb. Totuși nu s-au găsit PSD-iști în Pucioasa
membri ai Partidului Social Democrat în Împucioasa sau întrebați-vă ai Partidului Social Democrat care să vină cu problematicile ideologice pe care le are partidul până la urmă? Sigur, nu, eu vreau o curiozitate. Dar la curiozitatea mea îmi răspunde și mie, cum ați avut președinte de club, Barbu Adrian și consilier local? El a gestionat banii, el a fost președintele echipei de fotbal. Și mai sunt două incompatibilități pe care, din respect, nu vreau să le pronunț. Deci, domnul Ana, în acest moment. Puteți să mi le puteți. Deci, în legătură cu domnul Adrian Barbu, președinte al clubului sportiv de la Pucioasa, este o alegere a Consiliului Local și nu a mea, nu l-am pus eu, nu pot să numesc eu sunt astfel de chestiuni. Păi dacă sunteți convins, atunci de ce o să mai ați întrebat? Păi așa, dar nu e problema primarului, trebuie să înțelegeți că nu întotdeauna anumite chestiuni sunt în măsură primarul să le rog, mai ales că ați avut și știți bine că am avut majoritate la un moment dat în Consiliul Local. De consilier să termine emisiunea. De cele s-au făcut cu acordul Consiliului Local. S-a terminat emisiunea câteva luni. Și dacă are probleme cumva domnul Barbu sau ce insinuați dumneavoastră acolo, chiar vă rog să anunțați pe cine trebuie. A avut audit făcut, făcut o sumă de chestiuni noi acolo. Noi trăim peste o lună, va trebui să ne privim în ochi. Dar veniți tot în peniile astea când aveți probleme de 10 ori mai mari. Care tâmpenii? Că dumneavoastră mi le-ați... Sunt mutați. Haideți că... Deci dumneavoastră mi le-ați... A, cu faptul că nu aveți... Faptul că aveți membri ai Partidului Social Democrat pe lista de consilieri și locuiesc în alte localități. S-a terminat emisiunea câteva nume din lista de consilieri. Lista de consilieri. Bădău, Popa, Bădescu, Trandafir, Budcă, Budoiu, Voicu, Arjan, Foamete, Burlan, Stănescu, Toma, Barbu, Manolescu, Brezeanu, Nițoiu, Leurzeanu, Sârbu, Ionescu, Popescu, Deaconescu, Grigorescu, Stanislav. Bănuiesc că vă satisfac. E regulă foarte pe scurt. Dacă doriți să discutăm despre fiecare parte, cu toată plăcerea. Mulțumim. E cea mai bună formulă de un mesaj foarte pe scurt către locuitorii orașului Pucioasa. Domnul Ana, vă rog. Eu încerc scuze în primul rând pentru colegii mei PSD și adevărați pe care ne-am citit. Am mulți tineri și mulți oameni de calitate. M-am oprit la cele două nume pentru nu sunt toți. O replică. Nu mai întrerupeți, vă rog. Păi a spus că mulți, înseamnă că nu sunt toți. Nu sunt, am mai rămas și doi și la dumneavoastră de calitate, o să lucrez cu ei din iunie. Altceva vreau să vă spun. La mine orașul Pucioasa are nevoie de o schimbare. Toți o simțim, numai domnul Bădău nu. Orașul Pucioasa are nevoie de un om. Eu am făcut schimbarea din 2008, domnul. Da, a fost nereușită și v-am dat și a doua șansă și am greșit, dar pe a treia nu mai primit. Nu mi-ați dat dumneavoastră nicio șansă. V-am dat eu șansa să fiți chiar director la Reare, dacă vreți să o discutăm. Pe bune? Ce bune, pe adevărate, poate. Domnul Pleșea, vă rog. Orașul Pucioasa are nevoie de o schimbare. Vreau să nu irosiți gloanțele. Gândiți-vă cine are șanse să facă această schimbare și veniți alături de mine. Vă mulțumesc. Domnul Pleșea. Oameni buni, după 26 de ani de proastă administrare și rezolvare numai interese personale și de grup, a venit tipul ca Pucioasa să fie administrat numai și în interesul fiecăruia dintre dumneavoastră. Domnul Pleșea, dar e post în primărie, toți are și de orice am fost domn primar, dar eu păi nu sunt la... să spui lucrul ăsta. Păi eu nu sunt la... decât la execuție. Păi orice problemă a dumneavoastră, odată ce mi-ați comunicat-o, domnul Oproiu v-a pus să ziceți și astea. Problema mea. Sau domnul Moldoveanu. Și voi face tot, domnul primar, vă rog frumos. Lăsați-i domnul. Și voi face tot ce îmi stă în putință pentru rezolvarea ei, cu toate mijloacele legale. Domn primar, scurt. E greu să spui scurt foarte mult, dar am să încerc. Deci la momentul acesta, în primăria Pucioasa, se lucrează la proiectele pentru fonduri europene pe programul 2014-2020. Scurt, cât vreți să fiu de scurt? Sunt la momentul 85. Deci se lucrează pentru obținerea fondurilor europene pe anumite domenii de activitate. Deci se continuă ceea ce am început împreună în perioada anterioară. Îi asigur pe cetățenii orașului Pucioasa că ne vom ocupa în fapt și în drept, dacă veți, de ceea ce a rămas nerezolvat în orașul Pucioasa, de chestiunile care într-adevăr îi doare pe foarte mulți, ceea ce înseamnă drum național, ceea ce înseamnă zona centrală a orașului Pucioasa, ceea ce înseamnă locurile de muncă în orașul Pucioasa. Sunt chestiuni pe care noi le vom promite, nu le vom, le promitem că vor fi rezolvate, vor fi rezolvate în mare măsură în acest mandat și solicit doar un singur lucru, continuarea împreună a proiectelor pe care noi le-am promovat și le și
avem în lucru la momentul acesta. Mulțumim pentru prezență, vă urez mult succes, stimați candidații la alegerile locale, vă mai aștept și patru ocazii. Vă urez numai bine, nu ratați la ora 20, prieteni. O seară bună în continuare, la final, un alt început compact, superbă piesa, la revedere.